Hristos a înviat, bun găsit domnilor și domnilor, iată că după vacanța de Paști ne revedem aici la Vorba lui Tașcă, vineri seara, ora 18, ca de obicei, invitatul meu de vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, bună seara, dumneavoastră, telespectatorilor, dumneavoastră, mai noștri, de fapt. Cum sunteți pe vacanță, ca să nu începem direct cu subiectele, cum ne place așa să intrăm direct în teme? Tu mă întrebi și eu îți răspund, depinde la ce te referi. Păi nu, așa, după perioada asta de pauză. N-am avut pauză, eu am lucrat, am avut mai multe, să spunem, activități. Deci ați avut o vacanță... Rodnică. Rodnică, da. Am înțeles. Da. Bun, începem, doamnelor și domnilor, cum... V-am obișnuit cu cele 5 subiecte ale săptămânii, cele mai importante pe care le-am considerat noi și evident nu puteam să punem alt subiect ca fiind primul al săptămânii decât începerea școlii. Invitatul meu a scris încă câteva ore înainte să înceapă școala în formatul acesta lărgit, un articol care a făcut furori, iată l aveți și pe ecran în acest moment, care a făcut furori pe rețele de socializare, spuneam, pentru că era pe temă, era pe ceea ce mulți părinți consideră că e real și anume faptul că copiii erau stresați de ceea ce urma să se întâmple după aproape sau chiar un an și de pauză. Și aș mai spune un lucru înainte să comentați, domnule profesor, că înțeleg că urmează să vină toți elevii. Da. În curând să fie sălile pline, școlile pline. Da. Na, și totuși, încă o precizare, doamnelor și domnilor, noi aici am comentat și eu am fost unul dintre mari adversari ai multor măsuri, printre care celebra carantină. Iată că acum mă fac mesagerul păcii și anunț că de mâine seară mai facem un pas pe libertate, renunțăm la mască și putem să circulăm cât dorim, chiar și noaptea. Vă rog, domnule profesor, ne întoarcem la școală. Dumneavoastră spuneți cu câteva ore înainte de a începe școala. Vreo 10 ore, așa, nu? Da. De fapt, era seara, așa, când am vorbit. Eu am avut articolul în mintea mea de mult, ca idee. L-am structurat, l-am aranjat repede, l-am aruncat, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare pe hârtie. Pentru că, n-am să devoalez nume de persoane, în mod evident, o întâmplare. La unul dintre supermarketurile din oraș, m-am întâlnit cu o doamnă care este profesoară și eram împreună cu fetița. Și din vorbă în vorbă, mi-a spus că fetița pur și simplu plânge de câteva zile știind că merge la școală, că a intrat într-o depresie pentru faptul că după atâtea și atâtea luni de zile se văd readuși la școală. Știind și eu de la copiii mei care este sentimentul dominant, acela de wow, mă duc la școală, fiind atent la discuțiile pe care le au cu ceilalți colegi, primind mereu pe grupurile de WhatsApp pe care le avem cu părinții reacțiile copiilor, am reușit să-mi concretizez o părere, am sintetizat-o în destul de puțin timp, ca să spun așa, pentru că era clar pe parcursul la un an și ceva de zile ce se va întâmpla și atunci am ajuns la concluzia că este absolut necesar să atenționez, să trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că nu putem să transformăm acești copii în carne de tun, nu putem să-i trecem prin mașina de tocat carne doar pentru că avem de recuperat niște materie. Înțeleg că avem de recuperat o materie sau două materii, dar acești copii, începând din clasa 5-a și până în clasa 12-a, au de recuperat 15, 16, 17 materii. Asta în condițiile în care, și sunt fel convins că vă aduceți aminte și dumneavoastră, mi-aduc aminte și eu și aduc aminte și cei care ne urmăresc, că atunci când erau elevi, după 3 luni de zile de vacanță mare, când se reîntorceau la școală, era totuși un sentiment de neliniște, de nelămurire cu ceea ce urmează să se întâmple. Și mulți profesori făceau o recapitulare, începeau noul an școlar cu o recapitulare. Dar atenție, acum nu avem doar 3 luni, avem de 4 ori. Câte de 5 ori aproape, da. Câte 3 luni. Și chiar înainte de sărbătoarea de Paște am avut o lună de... Exact. Perioada în care acești copii practic au fost consemnați în casă. Exact un fel de arest la domiciliu. Deci i-am extras rapid din mediul școlar, mediul care le asigura socializare. Deci eu sunt un adept al mediului școlar, eu sunt un adept al contactului copiilor între ei, al copiilor cu profesorii, să nu se creadă altceva. Sigur. Dar acești copii extrași brutal,
Fără pregătire psihologică, iată ce se va întâmpla. Fără pregătire digitală, iată ce trebuie să faceți. Fără măcar instrumentar mulți dintre ei, că știm că 30-40% și vorbim aici la emisiune, n-am făcut și apel la exact. Aleșii locali să doneze. Consilier să doneze din indemnizații pentru a dota anumiți copii mai rău poziționați din punct de vedere material ca familii cu tablete. Deci, pregătire psihologică înainte, nu? Pregătire digitală, nu? Examene. Nu le-am oferit, atenție, nu le-am oferit instrumentarul tehnologic și digital necesar. Și acum și ce când facem? Îi aducem, îi băgăm direct în... Uitând, vă dați seama ce fel de indivizi sunt la vârful ministerelor, în condiția în care după un an și ceva n-au reușit să învețe nimic. N-au reușit să învețe că trebuiau să aibă un comandament de urgență, o celulă de criză care să pregătească revenirea, dacă nu a tuturor copiilor deodată, măcar secvențială, segmentară, pe județe. Adică trebuia să existe o echipă multidisciplinară alcătuită din asistenți social, din psihologi, din profesori consilieri școlari, din sociologi, adică din oameni din științe sociale, care să elaboreze un program care să fie oferit tuturor școlilor, indiferent de palier, gimnazial, liceal, etc., primar, astfel încât profesorii să fie instruiți cu privire la modul în care trebuie să se comporte cu acești copii. Din ce am văzut, din ce am auzit, acești copii intră direct în evaluări. Adică... Au și fost chiar săptămâna aceasta. Asta vreau să vă explic. Niște simulări de evaluare națională. Eu nu știu în ce măsură oameni care sunt adulți ar rezista unui astfel de program. Nu știu în ce măsură acest efort sau unui astfel de efort i-ar face față indivizi adulți care n-au exercițiu. Dar niște, niște copii. Și mai deschideți aici o cutia Pandorei, aș spune, și anume aceea a psihologilor în școli. Da. Psihologii din școli, mie mi se par niște glume proaste în România, în general. În primul rând că sunt 11.000 de școli care nu există, da? Și acolo nu există, oamenii nu fac nimic. Și vă mai spun ceva. Orele de dirigenție, este impropriu spus. Eu n-am nimic cu profesorii din că și asumă un atribut în plus, și asumă o activitate. A trebuit să facă împreună cu psihologii, să facă diverse lucruri. Psihologii, profesorii, consilieri școlari, asistenții sociali ar trebui să facă aceste ore, să se numească de dirigenție. În general, la dirigenție se face exact materia pe care o au profesorii dirigenți. Sau se pleacă acasă, așa era pe vremea mea. Asta, nu se pleacă acasă. Cel puțin în sistemul în care îl cunosc eu acum, nu se pleacă niciun de acasă. Dar e necesar să existe acel calup de timp, o oră pe săptămână sau două ori, nu știu de câte ori este dirigenția pe... O dată. Dom'le, da, să se discute cu acești copii care sunt problemele lor pe care le întâmpină în clasă, pe stradă... Și că ar trebui să se discute cumva individual sau în grupuri mici, că dacă ai o clasă de 30... Problemele ce țin de colectivitatea clasei se discută în comun, iar problemele care țin de individ se fac în mod individual. Și ne întoarcem la ceea ce spuneam. Bun, domnii ăștia, doamnele și domnii psihologi din școli. Nu. Unde doar sunteți? Școlile, unde sunteți? Băi? Doar școlile, să-i spunem, cu un anumit nivel, cu un anumit rang în cadrul sistemului dispun de psihologi. Ar trebui să existe școala și psihologul. Școala și psihologul și tot așa mai departe. Da, și oamenii ăștia să se facă vizibil. Că pe unele școli, eu, pe cel puțin unde am mai interacționat cu școlile, am înțeles că există, da. Ceea ce, nu știu cine evaluează pe oamenii ăștia și ce fac ei, că senzația mea e că nu fac nimic. Adică... Știți ce mă îngrijorează foarte mult? În ultimii 30 de ani am avut peste 23-24 de miniștri ai învățământului, fără a-i mai numi pe cei interimari. Acești indivizi nu că au fost sinusoidali, au fost contradictorii. Adică și reforma începută de X n-a mai fost chinuată de Y. Exact. N-au generat o linie directoare care să spună, domne, este rectilinie, uite, e dreaptă. Nu. No. E cu curbe. Este, domne, este într-un stil profund românesc care a făcut să fie un sistem de învățământ total bulversant pentru cei care îl urmează. De ce spun chestia asta? Și cu recuperarea materiilor. Citeam și am citit multe cazuri în presă relatate de părinți care și-au dus copiii în Occident, în speță în țările nordice, Finlanda, Suedia, Norvegia. Nu mai e care să discutăm. Și când au văzut care este programa analitică pentru clasa a 5-a sau a 6-a la matematică, au spus că la ei se face chestia asta la facultate. Deci, și plus, mă mai spun ceva, ca om care a vizitat o țară nordică, copiilor le e drag să meargă la școală acolo, se duc cu plăcere. Discutam cu o familie de români care era stabilită în Suedia, care spuneau că din motive de job s-ar fi întors acasă, dar aveau două fete care mergeau la școală acolo și a spus, nici nu putem să le spunem fetelor că ne împachetăm și plecăm în România.
ia foc, intră în depresie. Da, ia foc casa, sare în aer. Adică, știi ce se atât de mult le plăcea la școală. Este o activitate, ce, tot ce se desfășoară în acest Minister al Învățământului și nu numai, în Ministerul Sănătății. Sunt doar niște bifări pur formale. Nimic nu este cu finalitate pozitivă, nimic nu conduce spre urmărirea scopurilor într-o manieră reală. Și am să vă spun de ce asemănă acest lucru cu vaccinarea. L-auzeam pe domnul, cum îl cheamă pe primul ăsta ministru? Câțu. Era foarte fericit și ne spunea că vom atinge cifra de 5 milioane de vaccine sau ceva de genul acesta. În nu vei, iunie, da? Nu vei, da? Păi domne, vreau să vă spun că în 4 sau în 5 luni de zile, fără să bag pe nimeni în depresie, efectele vaccinului dispar. Adică peste 4-5 luni de zile se reîntorc la cort. Te reîntorci, Nicule, la cort sau unde te-ai dus? Nu, eu m-am vaccinat la spital, să știu. La spital. La spital. Alții s-au vaccinat în mașină, la cort, etc. Deci în 4-5 luni de zile, toți cei care s-au vaccinat se reîntorc la vaccin. Iar cei care astăzi sunt nevaccinați, vă vor spune vouă care sunteți astăzi vaccinați, băi, nevaccinaților. Deci în permanență vom avea de la câteva sute de mii la câteva și milioane. Și atunci ce să face? Să nu ne vaccinăm? Nu. Apropo, v-ați vaccinat? Nu. Nu m-am vaccinat. Nu, n-am spus chestia asta. Deci vă, să nu interpreta lucruri pe care nu le-am spus. Nu, eu am dus întrebarea mai departe. Spun și de ce și așa. Eu sunt alergic. Da, știu, am discutat și în privat și la emisiune. Da, o albină m-a băgat în spital, o meduză, așa un ceai și așa mai departe. Și atunci vă e frică de... Prima oară mă duc pe la alergolog, văd ce asigurări primesc și... Dacă vreți să știți, spun eu o vorbă la doctorul Vasilescu, că tot a fost prezent la imunizarea mea și s-a creat oarecare vâlvă, așa că dacă vreți, spun o vorbă acolo, să fie de față când veți hotărâ să faceți acest pas. Doamnelor și domnilor, ieri, cred, nu? Nu greșesc? Cred că ieri. Ieri am primit o veste, ieri sau alaltă, am primit o veste care m-a bulversat. Uitasem, recunosc, pe undeva de domnul Marian Vanghelie. Mai aduceam aminte de domnul Vanghelie doar când aveam de-a face cu prefectul județului Hunedoara, domnul Marian. Tot Marian, dar nu chiar Vanghelie, ci Călin, am înțeles că îl cheamă sau ceva de genul ăsta. Un om care... Îi place să pozeze foarte mult, însă nu prea cu vorbitul am văzut că are mari probleme. Dar lăsăm, de data aceasta lăsăm deoparte pe prefectul Marian. Cu siguranță vom avea timp să discutăm și despre dânsul. Însă, în această săptămână spuneam o condamnare mai mult decât sonoră. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost... S-a dat cu ciocanul în dreptul a 11 ani și 8 luni de închisoare. O condamnare, aș spune, cred că cea mai mare din ultimii ani, nu? Vreuna mai mare? Nimeni n-a luat mai mult. Elena Udrea cât? 8 ani. Deci e mult sub... Nu, stai că am spus, eu atunci am spus, da, două facultăți și un master. Da. Iată că domnul Vanghelie bate recordul. Într-adevăr, și ceea ce îi se pune în cârcă domnului Vanghelie este de-a dreptul colosal, șpagă de 300 de milioane de lei, de returnat primăriei sectorului 5 15 milioane de euro și așa mai departe. Vă rog, domnule profesor, cum ați primit această veste? Uite, eu am să recunosc că l-am urmărit în perioada lui bună pe domnul Vanghelie, pentru că atunci mi se părea un personaj mustos, spumos, prin greșelile pe care le făcea, prin ieșirile pe care le avea. Și mi-am dat seama că văd în el un personaj antologic, că va intra în antologia, nu neapărat a umorului românesc, dar în antologia politicii românești. Zic că sigur va intra. Românești, așa. Acum, nu este bine să râzi de pușcăria nimănui, pentru că unii au făcut pușcărie. Aici sunt imagini, doamnelor și domnilor, de la arestarea domnului Vanghelie, care s-a produs acum vreo 6 ani. Aici când îl duceau domnii de la jandarmerie. Da, să-l lăsăm liniștit în dubă. Ideea este următoarea. Acum, dacă ar fi să fac o glumă, aș vrea să vă spun că dânsul spunea și afirma așa. Dânsul, Vanghelie. Da, sunt atent ce vreau să spun. Peste 10 ani voi fi cel mai puternic om din România. Citez, voi fi cu mâna pe scaunul președintelui, adică voi fi foarte aproape. Acum, eu stau și mă întreb la care președinte se referea. Că dacă pot să vă dau un element care sigur vă va plăcea? Da. Aseară domnul Vanghelie a fost la o televiziune,
o altă televiziune decât cea la care suntem noi, evident, și a spus acolo, printre faptul că a susținut că e curat și că n-a luat și n-a așa ceea ce știm, a povestit o întâlnire pe care a avut-o cu un președinte. Nu orice președinte, ci chiar președintele României, care, cine credeți că era? Era domnul chiar Traian Băsescu. Adversar declarat al partidului și al domnului Vaghelie personal, cred, și că totuși au avut un tet-a-tet într-o dimineață. Hai să ne reîntoarcem după asta la ăștia doi, ca să băgăm în combinație alți doi, dar în această combinație face parte domnul Vanghelie. Da. Eu nu știu la ce scaun de președinte și la care președinte se referea. Vreau să zic că s-a adeverit ce a spus. Eu cred că el se referea la președintele Dragnea. De care se pare că nu prea a fost contemporan. Nu, ascultă-mă. El a avut o intuiție, a anticipat. Deci, iată că acest om care dă dovadă niște premoniții ca, cum să-ți povestesc eu, Baba Vanga. Deci, noi că a scrântit-o undeva. În 10 ani, iată că nu va ajunge cel mai puternic om din România. Dar ce dată făcea declarația? La pușcărie? Păi asta în momentul, momentul în care candida la președinție Mircea Joana. Dragostea acolo știți că e cu niște ceasuri, cu niște probleme. I-au dat ceasurile înapoi. Păi dar apropo, cum vi se pare să mergeți la ziua cuiva și să vă gândiți, dom'le, ce să duc cadou și să steacă prin cap așa, să zic, bă, să-i duc un ceas de 10.000 de euro. Crezi că i-ar plăcea? Mi s-a părut foarte interesantă chestia asta. Deci că așa au dus, i-a dat ceasurile domnului Joana, s-a dus la ziua dânsului și s-a gândit, bă, ce să-i duc cadou? Să-i duc o cravată, să-i duc o insignă, cum aveți și vezi că asta cu ceasul n-a fost bună, că a fost ceasul rău. Nu înțelege? Nu, dar mi se pare interesantă lumea asta. Adică te gândești așa, domnule, mă duc la ziua lui X și ce să-i duc eu cadou, domnule? Ce se are de toate asta? E Edita mai ministru de externe. Și, bă, iau un ceas de 10.000 de euro, că sigur nu dau greș. Adică. Nu, da, atunci Joana era președinte PSD. Da. Era pe cai foarte mari și nu cred că era ministru de externe. Cred fusese, că era, am zis că a fost. Era președinte al Camerei Deputaților sau al Senatului? Cred că al Senatului. Al Senatului, da. Al Senatului. Bineînțeles că la un astfel de președinte nu te poți duce cu... Cu o cravată. Cu o cravată, bineînțeles. Bun. Așa. Dar mult mai frumos era dacă nu făcea parte din mită. Dar returnându-se ceasurile lui Joan, înseamnă că n-a făcut parte din mită. Dar să mergem mai... Așa că este un returnat lui Vanghelie, domnule. Nu, nu, lui Joan. Joan e la altă. Da, dar ce că el s-a dus și le-a predat, domnule, uitați-le astea. Domne, deci vedeți cât folclor, nu, asta vreau să arăt, cât folclor este în jurul acestor personaje și folclor real de data asta, nu inventat, adică câte lucruri deosebite s-au întâmplat, adică s-au dus ceasurile, s-au dat, s-au luat. S-au... Deci șpaga, mita la care se face trimitere și referire pentru care este el trimis în judecată, da, de 30 de milioane de euro, este una înregistrată la nivelul anilor 2000 și cât să spunem, 4, 2005, 2000 și ceva. A fost vreo 4 mandate din, până în 2016, cred că. Bun, dar ea... 2000, atunci când l-au arestat, atunci mi se pare că l-au scos și din deci primul. Poziționată este nu imediat departe de 2010, da? Să spunem da, așa. Așa, da, da. Dar a fost pe perioadă mai lungă. Nu, nu, stați un pic. Gândiți-vă dacă puteai să iei o mită de 30 de milioane de euro ca primar de sector în București până în 2010. Nici cât, vreau cât putea să ia primarul general. Da, nu, nici nu vreau să-mi imaginez la cât a urcat ea astăzi. Mă înțelegeți? Da, într-adevăr. S-a dat... Iar vis-a-vis de condamnarea dânsului, știți că am avut o discuție și primul lucru care mi-a buit așa în cap a fost că el a fost condamnat de fapt la întreg ciclul educațional din preuniversitar. Dar minus o vacanță mare și vacanța de Paște, că n-are decât 11 ani și 8 luni. Vreo 4 luni. Deci 4 luni lipsește, vacanța mare și cea de Paște. Ca să ai pe 12 ani întregi cu bacalaureat cu tot. Acum, vedeți dumneavoastră... Că între timp a luat și bacalaureatul, dacă permiteți o previziune. Nu, v-ați uitat în trecut, cred că știți chestia asta, că a luat bacalaureatul, nu? Așa cred, nu am mai urmărit în ultimii, recunosc. V-am zis că nu mai uitasem de domnul Vanghelie, doar prin prisma prefectului Marian ce mai mi-aduc. În același timp ne-am reamintit niște imagini cu soția dânsului Oana Mizil. Oana Mizil, da. Care, cum să vă spun, și ea la rândul ei a dat dovadă de o premoniție extraordinară în momentul în care a apărut în Parlament îmbrăcată în pușcăriaș. Da, 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 amintesc imaginile, da, da. Deci oamenii sunt fantastici din acest punct de vedere și cred că după ce se liberează ar putea să deschidă o casă de ghicitori. Mă înțelegeți? Pe cuvânt. Deci așa ar putea câștiga existența. Dom'le, să spui niște chestii și să se adeverească așa, oarecum ciuntit pe aici, pe acolo. Eu zic că oamenii au talent. Dar știi ce m-a mirat aseară când văzându-l pe domnul Vanghelie? Că nu s-a schimbat deloc.
Exact la fel, e cum știți noastră, într-adevăr, părul e puțin mai grizonat așa după anii ăștia de procese. Deci vreo 6 ani așa a durat procesul, totuși e ceva, probabil că pe macină, dar în rest, același tip bondoc, aceeași alură, aceeași timbru vocal, aceeași ritm de vorbire, adică nu, efectiv, n-am sesizat, dacă nu îi vedeam și părul, n-aș fi sesizat că au trecut ani peste. Va lua mai mult sau mai puțin? Eu zic că va lua, să dau un pronostic așa, da. Cred că va lua puțin mai puțin. Dar nu foarte mult. Probabil în jur de 10. În jur de 10. Dar mai va dura încă vreo 2-3 deci ani. Va rămâne doar la școală profesională. Da, da, va face cât așa. 10 clase da, cu profesională. 8 cu o profesională, da. Ca și Florin Câțu. Dacă ziceți dumneavoastră. Eu și-am auzit. Nu știu, am auzit că ați studiat la America. Domnul Tașcă, dacă îmi dați acum 50.000 de dolari sau de euro, ce vreți dumneavoastră, mă duc la Oxford. Eu v-aș da, domnule profesor, primul an să plătesc. Știți că n-am. Școala în America și școala peste tot. Se face pe bani, da, nu se face pe merite. Deci această iluzie trebuie să iasă din mințile unor care au impresia că dacă ai terminat la Harvard, la Oxford, ești neapărat deștept. Nu! Cineva a avut interes să pompeze în tine banii respectivi. În cazul în care nu ai avut familia, cineva a fost interesat să facă chestia asta. Eu oricum să știți că aștept ca domnul Câțu să devină șef la PNL. Nu de alta, dar domnul Orban mi se pare că am tocit de vremuri și atunci... Dacă reușește această performanță, va crește în ochii mei, dacă nu, aia e viața. Oricum, ultima glumă la adresa noastră ca societate este asta. Să primești mită 30 de milioane de euro și să primești sentință să dai 15 milioane înapoi. Păi 15 să dai lui. Păi stai, păi, cum adică? Deci ce e aici? Păi aia sunt... Păi cum? Trebuie să rămână și la el ceva, nu-i păi se pare firesc. Dar cum se motivează chestia asta? Adică furi! Așa spune justiția, că ai furat 30 de milioane și noi îi cerem 15 înapoi. Să știu, am auzit de 300 de milioane de lei, cât vine? Nu, domne, 30 de milioane de euro. Păi nu, știu că am auzit de 300 de milioane de lei, o formulă care cred că e mai mult de 30 de milioane. E altă nu, da, și ce mi-a plăcut foarte mult, doamnă și domnule, și cred că e interesant și pentru dumneavoastră, este că comisionul pe care domnul Vanghelie îl primea, conform acelorași surse, evident, și a ceea ce susțin procurorii și iată că judecătorul a fost de acord, probabil, se cifra la 40%. Eu am auzit de 20. Era... Pa mai mult de atâta, se făceau înțelegeri în care cei 40% se puneau peste valoarea normală a contractului și cei 40% mergeau direct la domnul Vanghelie, fără alte discuții. Și acum mi-aduc aminte cum îl plimbau pe Vanghelie prin România, pe la fel de alte organizații de partid, din partidul în care făcea parte, îl plimbau ca pe moaște. Dar vreți să vă spun unde vă întâlniți dumneavoastră cu domnul Vanghelie? Nu vă așteptați. La restaurant. Nu că vă întâlniți fizic, unde vă întâlniți ca și gândire, ca și atitudine, ca ia. Și la adversitatea pentru Victor Ponta. Să știți că nici domnul Vanghelie nu l-a grea pe domnul Ponta de niciun fel. Și a fost unul dintre marii lui adversari, chiar și când Ponta era pe cai mari în PSD. Din acest punct de vedere pot să-l simpatizez. Eu am început și am debutat cu ideea că nu trebuie să râzi de pușcăria nimănui. Ați văzut că v-am găsit și o punte comună cu domnul Vanghelie. În altă ordine de idei, eu spun, uite, eu m-aș bucura să fie găsit nevinovat. Că n-am și eu m-aș bucura, sau nu știu dacă m-aș bucura, dar n-am, că n-am văzut. Dar, m-aș bucura, dar nu cred. Nu, că înțeleg că există și niște denunțuri, așa că va fi foarte greu să se dovedească total nevinovat, dar sigur vom avea ocazia să mai discutăm aici la emisiune, poate peste niște ani, despre ce ar s-a întâmplat cu domnul Vanghelie. Trecem însă, doamnelor și domnilor, la un al treilea punct al ordinii noastre de zi de astăzi, și anume despre niște abuzuri. Despre niște abuzuri despre care foarte puțin am scris. Mă bucur că sunt unul dintre ei. Cred că și domnul profesor a scris la un moment dat despre colegii noștri, concitadinii noștri, dacă puteți să ziceam că colegi, cred că e mult, n-aș vrea să fiu coleg cu nimeni de acolo, Doamne ferește. Domnii de la APA Serv Valea Jiului. Nu, n-am scris. N-a scris de așa? Nu. A, deci, vedeți, chiar să știți că, bine că mi-ați adus aminte, să știți că vreau să vă cert aici de față cu telespectatorii, că scrieți foarte rar. Trebuie să vă dau o sancțiune. Vrei tu să scriu mai des? Da, neapărat trebuie să măriți un pic ritmul. Doamne și domnule, știrea săptămânii, aici cum vedeți și pe ecran, este că abuzurile semnalate de Jurnalul Văjiului, al cărui autor sunt, și mă autodenunț aici în fața dumneavoastră, și cei de la Avocatul Poporului, dacă vor să afle exact cum sunt abuzurile APA Serv, pot să mă caute la orice oră și voi da toate detaliile pe care le știu, pentru că sunt singurul, poate,
care am scris despre aceste abuzuri inimaginabile la care societatea care furnizează apă în Valea Jiului supune peste 100 de mii de oameni. Câți locuitori mai are Valea Jiului? 120. Peste 120 de mii de oameni și acum au mai venit și dintre concitadinii noștri care au fost plecați în alte țări, poate mai mult. Deci avocatul poporilor, doamnelor și domnului, a declanșat o investigație în care cercetează ceea ce au făcut domnii ăștia de la PASERV de peste un an, cam de când a început pandemia, așa, și-au dat-o în petec, fără nicio urmă de bun simț, de bună creștere, de ce vreți dumneavoastră. Ce m-a mirat însă, și după aceea o să-l las pe invitatul meu să comenteze, este la un articol pe care l-am scris și care este citat și de către avocatul poporului, reacțiile multora dintre cititori au fost de a lua apărarea a PASERV-ului. Ceea ce m-a uimit extraordinar de mult, adică când cineva te abuzează, tu iei apărarea. Spui că e băiat bun, că a anunțat, că a făcut, că a adres. Ori această atitudine, doamnelor și domnilor, se numește, în termen de specialitate, să zic așa, sindromul Stockholm. Mă opresc aici pentru a-l ruga și pe invitatul meu să comenteze. Cum vi se pare această victorie are? Eu am denumit-o într-o declarație o victorie a bunului simț. Dacă nu te superi... Nu mă superi chiar deloc. Dar mă rog, poate mă superi, nu știu ce vrei să zic. Ți-ai făcut un brand din PASERV și mi-am dat seama în timp că ție ți-e sete. Mi-e sete, de-aia și beau multă apă aici la emisiune. Fii atent aici. Și atunci, acum am venit în cap așa o chestie. Mă gândeam la o poezie, sper să nu mă fac de râs, de-aia sună în felul următor și ți-o dedic. O recit eu, dar de fapt ești tu actorul principal, care sună în felul următor: nu mai am decât o sete, nu mai am decât un vis, vis ce în inimă cu sânge conturat îl țin închis. Deci, domnul de la PASERV, fiți atenți, oriunde îl port cu mine și cu o dulce voluptate, mintea mea îl recitește precând inima mea bate. Negru, groaznic, fără milă, nu-i întrâns în un cuvânt, ca să mă facă singur uneori să mă înspăimânt. Deci, domnule, la PASERV puneți mâna pe cărți. De, nu, căutați poeziile. Asta te caracterizează pe tine. Domnule, deci când cineva mi-a apă 14 ore pe zi și altă dată 20 de ore și tot așa, iertați-mă, dar dacă l-aș întâlni pe stradă... Apropo, fii atent, continuarea sună în felul următor. Da, ștreangul, da. Fierul, focul, plumbul se întrețesc să-l întocmească și în zadar încearcă unii ca în ochi să-mi-l citească. Poate... numai în momentul când, dar visul meu cumplit, dacă scrise să rămână un biet vis neîmplinit din adâncul ei cel umed, vezi, chiar ajungem la apă, cu aceeași neîndurare, groapa mea are să strige către ceruri răzbunare. Deci, atenție, domnii de la PASERV, este foarte pus pe rău cu apa. Cu PASERV sunt pornit rău, dar să știți că am și niște reacții de la domnii de la PASERV. M-au șters din lista de mail-uri pe care le trimit... în ceea ce privește restricțiile, că ei n-au decât informații în care opresc apa. Asta, atât, e singurul lucru care fac apa, să nu fac altceva. Și domnul Ionică, directorul de la PASERV, mai anii trecuți, ne cunoaștem de foarte mulți ani, vorbea, saluta, făcea, acum când mă vede, fuge. Dar am o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. Nu sunt specialist în ape. Nici eu, dar cred că o să devin, să știți. Nici nu îmi propun. Dar ideea este următoarea. Oare aveau sau nu aveau posibilitatea tehnică de a face anumite, cum să spun eu, bypass-uri, ca să folosesc un termen din medicină, ca să poată să nu elimine aprovizionarea cu apă pentru întreg orașul sau pentru cariere, cartiere întregi? Pot să vă răspund cu o cifră? I-ați întrebat? Pot să vă răspund cu o cifră, domnule profesor? 120 de milioane de euro. Ce vă spune dumneavoastră cifra asta? Foarte multe. Din 120 de milioane făceam la bypass-uri, nu la fiecare bloc, la fiecare apartament. Și opream apa exact la Fulger Valentin, pe strada Cutare, la blocul Cutare. Ați înțeles? Nu opream apa zecilor de mii de locuitori ai cartierului Apus. Și nu odată... Că tu știi că eu am cu apa niște amintiri foarte... Da, știu, da, sigur. Și de asta mă miră că n-ați scris niciun articol, dar poate acum vă impulsionez după emisiunea de astăzi să luați atitudine alături de mine, că ați văzut acum avem și aliază nădejde, avocatul poporului. Dom'le, dar cine a făcut sesizarea? Dom'le, asta nu pot să vă dezvălui, dar eu sunt foarte bucuros că oamenii ăia nu dorm acolo în post, așa cum am văzut că alții, în special pe la niște parchete,
dorm teribil așa, se întâmplă tot felul, se fură milioane, se dau grob peste cap, te răstori cu mașina în șanț, nu știi cum să-i mulțumești și nu se întâmplă nimic. Dar uitați că domnul de avocat după coroane au această bilă albă, că au început. Acum să vedem dacă și termină. Acum să nu te superi pe mine. Nu mă supăr chiar deloc. Că dacă e vorba de apa surf, chiar nu mă supăr. Nu. Că iar intrăm în, cum să spun eu, în contradicție. Nu vom rezona. Întotdeauna când se fac lucrări, există și un anumit tip de deranj. Este da, când mai ține profesor deranjul ăsta? Că da. E de vreo 3-4 ani deja. Îți aduce aminte cât timp s-a lucrat pe defileul Jiului? Vreo 8 ani? Mi-am rupt mașinile pe acolo. Îți aduce aminte cât s-a lucrat pe drumul ăsta electoral de la Deva la Petroșani? Iarăși vreo 10 ani de zile. Am rupt mașinile. Făceam drumul ăsta care... Și ce e blestemul ăsta? Nu știu, domnule. Deci, adică n-avem și noi... N-are și Valea Jiului asta noroc fiate, pe niște oameni mobilați. Hai să spun mobilați, o fiate, adică. Dacă îi privesc cu un anumit tip de ochi, am să văd ceva. Dacă îi privesc cu ochi, am să văd altceva. Și am să spun o pildă, fii atent, mă lași? Da, sigur. Că într-o zi unul pierde un topor. Pierde toporul. Și se uită peste gard, că locuia la casă, și își vede vecinul. Și zice, bă, n-avea cine să-mi ia decât ăsta. Și se uita la el ce față de hoț de topoare avea. Și când dădea să sară gardul, știi, ca să-l bată, să-l ia la bătaie, se împiedică de ceva lângă un tufiș. Era toporul. Și și-a toporul în mână și când se uită la vecin prin curte, ăla nu mai avea față de hoț de topoare. Aici, deci pildă la noastră nu se potrivește, iertați-mă. Depinde cu ce ochii privești, că tu ai spus că sunt oameni care le iau apărarea. Da. Bun. Dar eu cred că nu, aia ori sunt plătiți, ori sunt într-o relație contractuală, ori sunt angajați apaseri. Pentru că eu nu cred că un locuitor normal din cartierul aeroport e bucuros să stea 14 ore fără apă. Și știți care e paradoxul? Paradoxul este că vorbim de 14 ore, da? Dar după cele 14 ore, apa care curge, domnule profesor, are un miros și o cantitate de clor de nu-ți vine și ba mai mult după ce... Cele 14 ore care s-au încheiat undeva târziu în noapte, da? Dimineața când a făcut duș, aceeași apă ultracolorinată și același miros infect. Și atunci, iertați-mă, da. Eu cred că trebuie să fii... Acum, ăia sunt o parte, nu? Cei care le-au luat apărarea sunt o parte, dar să știți că am avut și ecouri foarte multe. Mame cu copii mici s-au revoltat alături de mine. Pentru că nu e normal, domnule profesor. Și îmi spui, și vedeți cât cinism au acești oameni, că era să spun mai urât așa. Deci, zic că trimitem o cisternă în piața Dacia, dar n-ai vrea, bă, să te speli tu, domnul Cutărescu de la Apa Sev, în frunte cu domnul Ionică și toți aia care sunt acolo, să vă spălați voi la cisternă, n-ați vrea? Sau în ploaie, uite că tot a venit ploaia, dar chiar astăzi ne simțim. Vă rog, ultimul cuvânt, că mai am o rubrică nouă. Nu, te rog, hai să continuăm, că deci chestia... Deci nu vrei să fiți critic cu cei de la Paster, o să vorbesc cu cei de la Paster, să ia apra special în strada dumneavoastră. Bun, prieten, îți mulțumesc frumos. Astăzi îmi dă telefon și îmi spune, vrei să vin să te iau cu mașina? Și am spus nu. Și îmi zice, de ce? Că nu vreau să creadă lumea că există vreo relație între noi doi. Să nu creadă nimeni. Să nu credeți chestia. Bun. Doamnelor și domnilor, vreau să inaugurez astăzi o rubrică nouă. Și sunt convins, judecând din experiență, că vom avea multă vreme, dar multă vreme de acum încolo și înțelegeți cât de apăsat o spun clienți pentru această rubrică. Rubrica se va numi Baroni de Valea Jiului. Sau se numește, începând de astăzi. Așa că, dacă știți exemple de baroni de Valea Jiului, uitați, unul deja a apărut pe ecran, colegii mei s-au grăbit puțin, nu m-au lăsat să fac introducerea. Dacă știți alte cazuri de baron decât cei pe care noi o să-i nominalizăm în această seară, sigur, sunt doar doi, dar săptămânile viitoare vor mai fi și alții. Puteți să ne scrieți, să ne trimiteți mesaje, pentru că eu sunt convins că această rubrică va dăinui, dacă vom fi noi sănătoși, mulți ani de acum înainte, pentru că clienți pentru această rubrică, repet, baroni de Valea Jiului, vom avea. Astăzi voi vorbi despre doi baroni. Și o să rog pe domnul profesor să vă contrazică dacă n-am dreptate. Este vorba de domnul Artur Găman, denumit de mine baronul de Insemex, și despre un alt baron care este galben-roșu, baronul de Ceh, este vorba de domnul Cristi Roșu. Domnul Găman înțeleg că s-a mai așezat la casa lui, urmează să se căsătorească, însă domnul Roșu să știți că este și un veritabil playboy. Așa că dacă există pe recepție domnișoare care n-au
legăminte depuse deja, să se uite bine la domnul Roșu, că s-ar putea să li se pară simpatic. Vă rog, domnule profesor. Mă las să fac o glumă. Sigur. Astăzi sunt spus pe glume astăzi. Mă simt excepțional. Fie eu sunt abonat la știrile medicale. Nu știu ce m-a apucat. Și am citit că la vârsta ta, de exemplu, orice supărare poate să fie fatală. Dar nu sunt supărat, mă distrez. Da, fii atent că nu e vorba de supărarea ta. E vorba de supărarea altor. Altor, înțeles. Păi mă, trebuie să-mi cumpăr ceva de autoapărare. Deci, fii atent că eu ți-am spus. Da, mai mă uit seara după mașină să văd. Că dacă tot se fură catalizatoare, mie să nu-mi taie cineva frânele, nu? Nu, cred că se va ajunge aici, să fim serioși. Doamne și domnilor, aici este un articol pe care l-am scris săptămâna aceasta cu ocazia unei sărbători, să știți. Pentru că știți că în epocile trecute, de ziua baronului, era o mare sărbătoare în comunitate și eu sunt convins că a fost la sediul Insemex și mai colea aici lângă Apaser, să știți. Tot lângă stația de tratare, acolo a fost un chef mare zilele trecute. Și am impresia că este un fel de cabală, este ceva, e ceva în aer acolo. O conspirație, un fel de aliniere a planetelor care, cum să spun eu, joacă toate împotriva, mai în special a ta. Și orice am putea să facem noi, este noi să privim consternați cum unii marchează în permanență, în condițiile în care nu se prea respectă legea, înțeleg eu. Da, am scris de domnul Găman, care a împlinit și o vârstă în această lună, așa cum am spus, că probabil colegii dânsului au urat să schimbe prefixul în funcția de director. Și am mai găsit o explicație pentru care declarațiile sale de avere sunt trecute la documente secrete. Pentru că se pare că sumele pe care ar trebui să fie trecute la acele declarații mai mari de avere sunt mai mari decât am crezut inițial. Chiar duble. Eu zic că nu știu de ce, nu știu cu ce ați greșit de nu v-ați angajat la Insemex. Și dacă înainte să comentați, pot să spun și despre domnul baronul Galben-Roșu de la CEH, PNL-ul a făcut o alegere cum nu se putea mai proastă, când l-a găsit pe domnul Roșu, l-a pus administrator special acolo, pentru că domnul Roșu ce crezi că face? Pe lângă faptul că și-a angajat niște prieteni, cunoștințe și alte lucruri, joacă cum mi se pare lui, așa. Și evident în detrimentul partidului, pentru că PNL-ul nu numai că n-a câștigat voturi prin prestația domnului Roșu, ba chiar cred că a pierdut foarte multe. Vă rog. Dacă despre domnul Găman, da, pot să fiu de acord că este un baron, în sensul că stăpânește, păstorește o instituție... Are și-a impus legea de fie. Nu, o secundă, lasă. Foarte bogată. Despre domnul Cristi sau Cristian Roșu? Cristian. Prietenii îi spun Cristi. În fine, eu îi spun Cristian, că nu suntem prieteni. Despre domnul Cristian Roșu n-aș putea să spun că este un baron, pentru că este stăpân sau păstorești, dacă vreți, este... Înseamnă că nu sunteți informat. Lasă-mă să spun că o să-ți placă. Nu, da, am crezut că vreți să ziceți de bine, domnul Roșu, să fiți avocatul lui. Este o... n-are bani. Este o... n-are el bani de mine. Este o instituție falimentară. Este de mulți ani de zile în... Ascultă-mă ce spune. Da, nu, n-am făcut decât un gest. Este în insolvență. De aceea îl ridica la titlul de baron, mi se pare foarte mult. Eu aș spune sau aș propune să-i spunem duce. Duce de râpă. Pentru că... Bravo, asta mi-a plăcut. Asta este. Deci în condițiile în care menții acolo pe cineva care duce de râpă o activitate, pentru că nu poate să o rentabilizeze, el schimb. Pui altul și altul și altul. Tot așa, da, da. Așa. Uite, domnul Găman, de ce are stabilitate? Că merge bine, face bani. Că merge foarte bine. Dacă vrei să mă întorc la domnul Găman, vrei? Vreau, aș mai spune un pic, de ce credeți că îl ține PNL-ul pe domnul Roșu acolo? Nu îi face vânt deloc, adică, din moment ce nu te ajută cu nimic, de ce îl ții? Nicule, că nu fac parte din PNL. Păi nu, dar așa, după părerea lasă de observator. Eu am scris acolo că domnul Roșu, și e de notorietate, nu spun niciun secret, domnul Roșu a ajuns la CEH pentru că a fost... Să nu vreau să mai spun cuvântul care l-am scris în articol, dar doamne și domnule, găsiți oricând, dacă vreți să-l citiți, a fost sclavul preferat al doamnei Carmen Hărău. Și atunci când doamna Hărău a plecat la pensie sau la marile dânsei business-uri, i-a dat domnului Roșu ceva, drept mulțumire, și i-a dat funcția de administrator special la ce. Numai ce mă uimește la mine este că noi șefii ai PNL-ului, nu văd pădurea de copaci și nu înțeleg că domnul Roșu nu le face niciun bine acolo. Da.
mă rog, treaba lor, să meargă înainte, că merg bine. Să nu credeți că, deci eu, părerea mea este așa, din ceea ce cunosc și cunosc personal. Nu sunt oameni care nu cred că nu-și dau seama de ce se întâmplă în teritoriu, dar presupun că există fire invizibile, da, care duc mai în sus de județ, care pot să ducă la parlament sau mai în sus pot să ducă la guvern, la miniștri. La miniștri, da. Deci, în momentul... Ei, știți cu cine se pozează foarte des domnul Roșu? Cu cine? Sau să-i spun, cum ați zis, duce de râpă? De râpă. Duce, știi cu cine se pozează foarte des duce de râpă Roșu? Cu domnul ministru al energiei, domnul Virgil Popescu. Deci, da, se pozează nu așa, ce să vă zic, la 3-4 zile, așa trag o poză. Deci, iată că e un posibil răspuns pe care l-am găsit, un posibil fir invizibil pe care... Dar mentorul domnului ducelui de râpă este totuși doamna Hărău. Să nu-l minimalizăm rolul doamnei Hărău, că facem o nedreptate, iertați-mă. Vă rog. Uite, spre deosebire de ce, care e o companie, vai de mama ei, și nu mă sfie tot mai e ceva de ciudit. Ascultă-mă, lasă-mă că... deci când spun că e vai de mama ei, vai de mama ei. Cum ei deschis site-ul, ei sunt în insolvență. Ei în permanență n-au bani. Am înțeles că chiar vor fi probleme cu banii minerilor, pentru că se termină cu AJFM-ul, se termină cea. Dar spre deosebire de ăștia la Insemex-ului Artur Găman George, domnul așa, este societate de interes strategic. Fie atent. Ce am mai descoperit așa uitând, citind, am descoperit un ordin de ministru din numărul 4360 din 26.06.2015 privind numirea domnului George Artur Găman în funcția de director general și respectiv de președinte al Consiliului de Administrație al Insemex Petroșani. Nu e asta foarte important. Important este că cine dă ordinul? Ministrul Sorin Mihai Câmpeanu, care era ministru cui? Ministrul Educației și Cercetării Științifice. Știți ce se întâmplă? Eu am mai spus că am bănuiala că acest Insemex este o sinecură. Păi el a început cu Ministerul Industriei și Comerțului, a continuat cu Ministerul Dezvoltării sau care. Avem Ministerul Educației și acum avem Ministerul Cercetării. Deci noi... Dacă omul poate, trebuie să nu, de minister. Deci vă spun de acest Insemex. Știu, am înțeles. Spun, nu spun de Găman. Dar știți pe cine a locuit domnul Găman când l-a numit domnul Câmpeanu? Păi pe Lupu. Nu, pe Sieș. Nici n-am pe auzit. El însuși. Ah, bun, băi, stai așa. Deci, întrebarea este următoarea. Dacă Insemexul era atât de profitabil pe timpul lui Constantin Lupu, de ce Dumnezeu a putut? De ce a trebuit să fie înlocuit un om atât de competent, adică omul care chiar a dat viață? Ca să vină altul mai competent? Da. Și atunci să se îmbogățească și altcineva. Prin acest ordin de ministru merg mai departe și fiți atenți ce spune. Privind aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutele Naționale de Cercetare, Dezvoltare și a raportului final privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției nu știu ce, înregistrat la cine? La Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. Deci toți banii de aici sunt publici. Păi nu, dar nu erau, parcă nu erau instituție publică. Domne, dar este, cum să spun, toată cronologia arată că este totul păi este sigur, public. Sigur, dar n-ați înțeles, dacă domnule, fi, domnule, baronul de Insemex nu vrea numai să fie instituție dacă publică. Ar fi, dacă ar fi organism privat, am vedea participare la licitații, am vedea cum se zbat ca să obțină contracte. N-am vedea niciun ordin de ministru ca să fie numit, m-ați priceput? Deci nu-i nimic, greu pe piața liberă, nu-i nimic aici, în afară de public. Altceva nu e. Mai avem 6 minute, domnule profesor, și vreau să vorbim despre un război. Doamnelor și domnilor, conform unor previziuni vechi, astăzi vedem războaiele la televizor și de câteva zile un sfert de milion de români, de evrei români, sau de origine română, cum vreți să le ziceți, sunt sub un asediu de sute de rachete pe oră, pe noapte, pe zi și așa mai departe. E vorba de războiul dintre Israel și Palestina, fâșia Gaza și așa mai departe. Colegii mei au pregătit și niște imagini, am avut aseară extraordinare imagini în direct. Iată cum funcționează un scut antirachetă, avem acum ocazia să vedem și noi, pentru că s-a vorbit foarte mult și de scutul nostru de la Deveselu. Război, domnilor și domnilor, și aseară se vorbea deja despre o invazie terestră a fâșiei Gaza, pentru că, evident, lucrurile nu se opresc și militanții Hamas
nu vor niciun fel să oprească raidul de rachete. Cum vedeți acest război? Noi am mai vorbit într-o emisiune trecută, atunci era încă incipient. Da, încă incipient un război, între timp acela s-a stins, comunitatea internațională a reușit să se implice, iată că aici nu mai merge. Aici s-a ajuns la capătul puterilor, să zic așa. Nu. La capătul diplomației. Din 1948, de când ia ființă statul evreu, ei au aceste conflicte cu palestinieni. De fapt, Palestina, Filistina, Palestina, este disputată și din punct de vedere istoric și din punct de vedere geografic. Există surse istorice care spun că palestinienii, adică arabii, au fost acolo dintotdeauna. Există surse pe care evreii le citează și sunt ajutați în chestia asta de mari istorici și mari forțe militare care spun că, de fapt, dominația arabă în Palestina a început după 630, 640, așa mai departe. Cert este că ei au acolo totuși câteva mii de ani de conviețuire. E foarte mult spus conviețuire. Dar problemele se acutizează după 1948, când evrei, după ce mișcarea sionistă de reîntoarcere generată de secolul al XIX și mai ales accelerată de cel al doilea război mondial, își pune cuvântul. Acum, vedeți, dumneavoastră a spus că sunt 250.000 de evrei de origine română sub tirul acestor rachete, dar în același timp am putea să spunem că sunt iarăși sute de mii de arabi, mulți dintre ei care au legături cu România, au făcut facultățile aici și au luat soții de aici, care la rândul lor sunt supuși acestor raiduri. Este trist. Mie îmi pare rău când văd ce se întâmplă. Am urmărit sute, nu vă mint, de filmulețe. Mă uitam și vedeam, dădeam peste el de la unul la altul. Ce se întâmplă acolo, cum se atacă reciproc. E foarte adevărat că autoritatea palestiniană, care în mod normal guvernează în fâșia Gaza, nu are mai mult de 350 de kilometri pătrați. Da, și e mare, destul de mică fâșia, da, Tojo. Și mare în comun câteva zeci de alte locații în care orașele sunt împărțite în comun de populații. Și unde domnule profesor, a început aproape un război civil, adică da? Se atacă exact Cele două părți, chiar și civilmente vorbind, adică oamenii între ei. Numai că, vedeți, și deci arabii acuză pe evrei, evreii acuză pe arabi, în toată această acuză bilaterală intervine un Erdogan care nu este arab, Turcia nu este țară arabă, dar este musulmană și care declară Palestina stat Israelul stat terorist, intervine secretarul de stat american care spune nu, autoritatea palestiniană funcționează și se comportă exact ca un stat terorist și așa mai departe. Iar ambele tabere beligerante acuză comunitatea internațională că nu intervine. Dar s-a ajuns să existe de fapt un stres planetar pe această bucată de pământ care este împărțită între ei, este bătută, este, cum să vă spun, răvășită de război de zeci și zeci de ani de zile. Din punctul meu de vedere, nu se întrevede o soluție, pentru că eu nu sunt specialist în politică externă, da, nu sunt nici dumneavoastră, dar pentru că e un eveniment important. Fel de fel de relatări. Este o problemă care ține de reprezentările sociale, colective, care acești oameni se nasc și apoi le învață și trăiesc cu ele pe tot parcursul vieții. Și li se spune, evrei sunt răi sau arabii sunt răi. Ei nu-și caută niciodată punctele comune, ci nu caută decât elementele care îi... Mi se părea interesant, deși am văzut și de curând, am revăzut un film celebru. Aseară se vorbea despre atac asupra părții evreiești a Ierusalimului și invers asupra părții musulmane a Ierusalimului, ceea ce, sigur, Ierusalimul fiind un loc sfânt atât pentru evrei, cât și pentru... Domnule Tașcă, dacă mai avem un minut la dispoziție, da, vă rog, cruciadele, care sunt presupus războaie religioase, nu au fost generate decât de mintea unor papi care au vrut ca să transfere din Europa entuziasmul ăsta bătăuș al cavalerilor, da, care nu făceau nimic altceva decât deranj, și au canalizat această forță înspre, așa zisa, eliberarea țării sfinte. N-au eliberat nimic. Bunii creștini au omorât fără discernământ și arabi și evrei în Țara Sfântă. Să fie foarte clar. Considerentele fiind doar de natură economică și militară. Da, cam tristă concluzie astăzi, dar nu vreau să încheiem așa. Și vreau să vă spun celor care vă interesează recalcularea pensiilor, care sunteți pensionari, dintre cei care vă uitați, să intrați pe jurnalul Vejului. Un colaborator de-al nostru pe nume Petre Lungoci a scris un articol extraordinar despre ceea ce înseamnă recalcularea pensiilor în România. Vă invit să-l vedeți. Domnule profesor, mulțumesc
pentru prezență și pentru glumele de astăzi. Ne vedem din nou vinerea viitoare, doamnelor și domnilor. Și dumneavoastră vă mulțumesc și, ce să zic, să ne vedem sănătoși și dacă știți baroni de Valea Jiului, cu drag așteptăm să ni semnalați și vom pune sub lumina reflectoarelor aici în emisiune. Mulțumesc!